Hristos a înviat și bine v-am regăsit, stimații telespectatori! Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre ultimele evenimente ce s-au desfășurat pe arena politică, ținând cont că astăzi a avut loc și ședința Parlamentului, unde a fost dezbătută, pe lângă mai multe aspecte, și moțiunea simplă de cenzură împotriva ministrului Educației Corina Fusu. Aceste aspecte, dar și altele, vom încerca să le abordăm împreună cu coleg Lipski, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit! Bună seara. Și Igor Volnițchi, analist politic. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Domnule Lipski, haideți să pornim de la acest subiect pe care îl menționam și în introducerea acestei emisiuni, să vorbim despre moțiunea simplă de cenzură împotriva doamnei Fusu. Până la urmă, așteptările deputaților care au semnat această moțiune au fost date peste cap. De ce? Știți, de dimineață circula zvonul că majoritatea parlamentară o să susțină demisia. Până la sfârșit, ei totuși n-au votat, necătând la aceea că aprecierea lor, în particular, când vorbeam, clar că este foarte aprecieri negative și asta era clar. Eu mă gândesc că, necătând la aceea că la moment n-a fost demisă, doamna ministru Fusu, eu cred că totuși viitorul ei nu e cel mai senin și eu cred că totuși până la sfârșit demiterea o să fie. O să fie demiterea fiindcă în acest minister, după cele ce am auzit acolo, este un dezastru. Asta e un dezastru complet ce se întâmplă. Deci eu nu știu, mai bine, știți, mai bine să lucreze mai activ sau să nu lucreze deloc, fiindcă nu înțeleg ce e mai pozitiv pentru învățământul din Republică și educația din Republică. Noi avem așa fapte, domnul Țârdea, despre care a vociferat, el, de exemplu, a spus că în raportul avocatului poporului se scrie că în 2014 au fost închise 14 școli. Ea nu era atunci ministru, dar în 2016 deja 28 de școli. În 2014, 61 de copil neșcolarizat și asta e clar că evidența oficială. În 2016 deja 115 de copii care practic sunt... Practic s-au dublat acest număr. Da. Și asta, cine acești copii, dacă ei nu frecventează școala, o să fie analfabeți și dacă asta e tendința și dacă asta e interesul Ministerului Educației ca oamenii noștri să devină analfabeți, atunci ei fac totul corect. Dar dacă nu e așa, atunci ministrul trebuie schimbat și politica ministerului trebuie să fie schimbată. Domnule Volnițchi, cum s-a văzut acest eveniment prin prisma unui analist politic, reieșind din faptul că în timpul dezbaterilor, cel puțin un reprezentant al PLDM-ului susținea, și aici fac referire la doamna Ciobanu, care spunea că activitatea doamnei Fusu în calitate de ministru este una dezastruoasă. Ca după aceea domnul Deliu, președintele acestei fracțiuni, să zică că nu susține de fapt această moțiune. Cum vi s-a părut? Eu zic că examinarea acestei moțiuni în Parlament trebuie privită într-un context mai larg și aici, în acest context, trebuie abordate și ultimele evenimente care au avut loc pe scena politică sau care au vizat anumiți politicieni, rețineri, percheziții, arestări, decizii ale instanțelor de judecată privind plasarea în arest și așa mai departe și așa mai departe. Domnul deputat corect a menționat că spunând că dimineață existau anumite informații, precum că majoritatea parlamentară, mai bine zis, acea parte a majorității parlamentare care nu se referă la liberali, democrații... Decisiv. Da, ar fi fost decisiv, partea decisivă a majorității parlamentare ar fi fost dispusă să voteze într-adevăr și în rândurile ziariștilor, în rândurile analiștilor politici, de această dată moțiunea depusă de către socialiști era privită cu mari șanse de reușită. Și de ce zic acest lucru? Aici revin la intro-ul pe care l-am făcut, pentru că toți, practic toți vedeau o legătură între reținerea domnului ministru al transporturilor Chirinciuc, reținerea domnului viceprimar Grozavu, reținerea domnului șef de direcție Gamrețchi, alți oficiali liberali și așa mai departe și toți ziceau că uite a început sfârșitul coaliției dintre PD și PL, pentru că nu știu dacă putem judeca aici despre celelalte două componente care de fapt au rămas una, deputații neafiliați, la ei mă refer.
Însă se vede că în ultimul moment cei din PD au considerat că ar fi prea evident această legătură între reținerile care s-au operat ultimele zile și demiterea ministrului educației și probabil nu au dorit să se facă anumite paralele și în ultimul moment probabil s-au răzgândit. Oricum, domnul deputat zicea că zilele doamnei ministru Fusu sunt numărate în fruntea ministerului. Eu zic că zilele coaliției actuale sunt numărate, pentru că vor urma și alte evenimente și am văzut că astăzi domnul Ghimpu zicea că ei urmează să analizeze la partid situația, să clarifice anumite aspecte și să vină zilele următoare cu o anumită poziție. Și dacă această poziție va fi una în defavoarea păstrării actualei coaliții, atunci vor dispărea toate celelalte momente care țin de demiterea anumitor miniștri, lucru solicitat în repetate rânduri de către socialiști. Și inclusiv va dispărea și problema solicitată de socialiști astăzi, demiterea ministrii Corina Fusu. Domnule Lipske, haideți să vedem în albe ceea ce spunea acum și domnul Volnițchi. Nu avem 4 miniștri în actualul guvern. Respectiv, se tot vorbește despre o eventuală restructurare a ministerilor. De aceea nu se numesc acești miniștri sau care este cauza? Cum este văzută problema din interior? Din interior? Deci, miniștri, da, nu există, dar... Se circulă, tot da. Sunt până ce zvonuri, nu-i claritate, încă nu-i pus punct, cum s-ar zice, nu-i nimic oficial, dar se circulă zvonuri că trebuie să rămână doar 9 ministeri din acele existente și dacă noi vedem din acest punct de vedere, dacă ne uităm, poate nu e necesar acum să fie chiar acești miniștri au devenit de prisos. Unii au devenit de prisos și deja eu cred că toate încălcările care au fost făcute de acei miniștri care au fost deja reținuți, arestați, se știa nu de astăzi, nu de ieri, asta deja ani și ani și asta se știa foarte bine. Deci a venit momentul când Partidul Liberal a devenit deja, să zicem așa, poate depresos, poate asta e cam, poate nu-i cuvântul... Sau cel mai vulnerabil, tot am spune. Da, nu-i cuvântul cel mai bun în acest moment, dar eu mă gândesc că eu vreau să spun altceva. În Parlamentul trecut, până în 2014, care a funcționat atunci, din 2010-2014, deja domnul Ghimpu a călcat odată pe grebla asta și foarte straniu era când el a făcut asta a doua oară și era cu aceeași rezultat, dar eu mă gândesc că rezultatul o să fie încă mai greu pentru dânsii. Asta e treaba lor ca atare, nu e treaba noastră, dar eu înțeleg că a fost făcută greșeală așa. Acum, domnul Ghimpu rămâne fără miniștri, el este lovit din răsputeri, este vorba, dacă noi ne conducem de ceea ce a spus la reținere domnul Chirinciuc, că este vorba de problema cu votul uninominal, că vor să scoată din trânsii voturile pentru uninominal, dar eu văd că la moment deja... Partidul Democrat nici nu are nevoie ca atare de dânsi și de voturile lor. Încă astăzi au venit încă 2 deputați în Parlament. Partidul Democrat are 41 de deputați la ora actuală. Da, deci au venit deja încă 2 deputați, ăsta domnul Chirescu și domnul Bodărev, dacă nu mă înșel, dacă am reținut corect numele lui. Domnul Chirescu din start a declarat că eu ader la fracțiunea Partidului Democrat. El a spus că nu știți, nu vreau să-i dau apreciere, dar cumva pentru mine era foarte straniu de auzit asta, dar până la sfârșit. Asta e părerea lui, poziția lui. El a spus că valorile care au fost puse la baza Partidului Liberal Democrat sunt acum sau le posedă Partidul Democrat. Gândindu-ne la ce valori, având în vedere că el a scos deodată drapelele acelea care erau la dânsul 3, le-a dat la o parte, deci dacă e vorba de integrare europeană, atunci rămâne așa, după înțelegerea mea și după ce a făcut el, că este vorba de valorile, este vorba de putere în stat. Deci acum e
Partidul Democrat e puternic și trebuie de aderat la dânsul, fiindcă el are puterea, el e la guvernare. Asta ce ține de valori care eu așa am înțeles, fiindcă altfel cum pot să înțelege? Care atunci logica și diferența, da. Astăzi a plecat din Partidul Liberal. Da, aici vreau da, să domnul Carp, acolo puțin situația totuși, să zicem așa, nu e tare clară. Eu am înțeles că domnul Carp s-ar putea că a avut o poziție diferită despre care el a anunțat că în 2015 da. Da, a avut o altă poziție diferită de conducerea partidului. Iarăși asta e decizia lui, dar până la sfârșit noi vedem că în Parlament se încep mișcări foarte, 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 să zicem așa, da, cred că sunt chipzuite, eu cred că chiar și sunt operate, să zicem, de cineva, prin diferite presiuni, prin diferite, eu știu, alte momente, dar noi vedem că Parlamentul își schimbă structura cu totul deja. Asta nu e Parlamentul care a început lucrul în 2014. El e cu totul diferit. Da. Eu sper că, să zicem așa, eu sper că totuși, până la sfârșit, alegerile care vin și alegerile care, nu știu cum, alegerile sperăm că o să fie totuși anticipate. Poate, situația asta poate să aducă până la orice, până la sfârșit. La o criză politică în țară poate să aducă. Fiindcă, necătând la aceea că Partidul Democrat are 41 sau mai are și deputați nefiliați care pot să-l susțină, dar într-un moment oricare totul poate să fie totuși schimbat. Mai este, cum să zice, timp mai este, viața se schimbă, situația din lume tot se schimbă și totul poate să, încă să se schimbe. Dar până la sfârșit avem ce avem la da. Moment. Domn Vălnițchi, ce se întâmplă în cadrul Partidului Liberal Democrat? Ceva nu este în regulă în condițiile în care au existat un șir de perindări, dacă le-am putea numi așa, pornind de la Hadârcă, terminând cu cei care au format Partidul Reformator, după aceea au urmat, ultimele sunt domnul Șalaru, acum iată, domnul Carp spunea că regretă că nu a făcut acest lucru din 10 ianuarie 2016, citat încheiat. Cum ar trebui să înțelegem această stare de lucruri? Într-adevăr, domnul Carp atunci era o informație în presă, mai mult neoficială decât oficială, se vorbea despre poziția separată a domnului Carp și, dacă nu greșesc, mai era vorba încă de doi colegi de ai dumnealui care au fost împotriva actualei coaliții, au fost împotriva ca Partidul Liberal să participe la această coaliție și undeva este logic pasul făcut de dumnealui acum. El nu s-a jenat, nu s-a ascuns și a spus lucrurilor pe nume, a spus ceea ce crede el că se întâmplă acum cu Partidul Liberal, folosind inclusiv termenul că a intrat într-o mașină de tocat sau ceva de genul ăsta, a sugerat și a spus chiar și cine este cel care mânuiește mașina de tocat. Prin urmare, domnul deputat Carp probabil vede o anume evoluție a lucrurilor și el nu vrea să treacă prin toate aceste scenarii ca parte vătămată, dacă putem folosi această expresie din punct de vedere politic. El a făcut un pas înapoi și probabil regretul dumnealui despre care vorbea este sincer, dacă avem în vedere că a avut acea opinie, poziție separată încă în 2016, când se forma actuala coaliție. Domnule Volinski, mă scuzați că vă întrerup. Există vreo legătură logică între această decizie a domnului Carp și reținerile din ultimă vreme? Mă refer la membrii PL, cât s-ar părea de straniu, dar ei sunt. Cred că da. Să nu uităm că domnul Carp în Parlament a venit de la primărie. El a activat în aceeași echipă și cu domnul Grozavu și cu domnul Gamrețchi. Probabil este și factorul personal, subiectiv. O fi fost dumnealui probabil undeva afectat de acest lucru sau probabil că știa că în realitate lucrurile au fost probabil altfel. Ceva știa. Probabil încă va urma vor urma încă careva dezvăluiri ca să înțelegem mai bine această poziție. Și
posibil să fi văzut dumnealui acele elemente. Am văzut în presă, au apărut deja unele paralele între soarta pe care a urmat-o Peledemeul și se zice că, uite, Peleul trece exact prin același scenarii, da. Este tratat exact așa cum a fost tratat Peledemeul. Și domnul Carp, probabil, după cele trei epizoade din această săptămână, a văzut legătura respectivă și el vede deja și finalul. E începutul sfârșitului? Poziția Peleului nu a fost bună niciodată în ultimul an, mai bine de un an, 2016 și ceva, ați văzut ce în sondaje, multă lume spunea că Peleul nu mai are șansă să treacă în următorul parlament. Pe mine altceva m-a mirat, că Peleul, având la conducerea sa persoane destul de pragmatice, că nu e doar domnul Ghimpu la conducerea Partidului Liberal, este și domnul Munteanu și doamna Fusu și domnul Chertoacă și mulți, mulți alții și chiar domnul Șalaru până la distanțarea de acest partid. Văzând groapa de imagine în care au nimerit, ei nu au făcut nimic, ci au, în acest fel, au transmis un mesaj foarte clar că ei undeva își dau consimțământul pentru căderea în continuare a Peleului. De aceea e ceea ce vedem noi astăzi și verdictul destul de dur pentru liberali pe care îl dau unii poate fi înțeles. De vreme ce conducerea acestui partid nu a acționat pentru a-și salva propria formațiune, de ce alții ar trebui să-l crediteze cu șanse? Adică e o chestie care ține mai mult de tehnologia politică și ca și analist politic eu vedeam lucrurile altfel. Credeam la un moment dat că va fi o turnură spectaculoasă pe interiorul Peleului, mă așteptam la acest lucru, nu exclus că o vor face acum, dar urmează să vedem ce concluzii vor face, pentru că domnul Ghimpu zicea că vor reflecta, vor face anumite concluzii. Să vedem care vor fi concluziile și după care vom reveni și vom avea un răspuns mult mai clar la întrebarea dumneavoastră, dacă e începutul sfârșitului. Domnule deputat, e întâmplător ca membrii PLE ajung directori de școli, sunt cei care conduc instituții de învățământ superior? Vreau să revenim un pic la... Da. Eu vreau să spun că, da, faptele care au fost astăzi iarăși vociferate, da. Deci este vorba de Colegiul Ecologie, unde domnul Alexandru Mareț a fost numit liberal, Alexandru, da. Mareț a fost director, școala profesională numărul 3 din Chișinău, liberal Dorin Brânză, școala profesională numărul 4 din Chișinău, liberal Ion Sobari, centru de excelență în industrie ușoară, liberală Raiețchi. Eu mai știu un caz, nu vreau să numesc, da. Un centru de excelență unde a fost o presare foarte serioasă ca să nu treacă omul celui care a trecut până la sfârșit și chiar când a trecut au amânat escalerea ordinului în fel și chip, făceau ca... Tergiversat intenționat ca să nu poată fi numit în funcție. Da. I s-a scos acolo parte din banii care, deci, din... Este un coeficient de premii, deci s-a făcut 50% din acel coeficient. Deci a fost omul special, era așa special făcut ca omul să refuze, să nu participe la concurs, să nu intre în funcție. Deci asta tot era făcut, tot de clar că de... nu vreau să numesc personal, fiindcă eu n-am fapte concrete, dar din spusele care eu știu, dar... Ceea ce noi vedem că asta, da, asta totul corespunde, era o linie. Dar până la sfârșit, ministra, doamna Fusu, nu era numită ca să numească pe membrii Partidului Liberal în funcție de directori. Ea a fost numită ca să facă ordine, să dezvolte sectorul de educație, școlile, grădinițele. Noi mai putem vorbi și de altceva, că pe timpul ei, noi putem vorbi că când era sub conducerea ministerul, a izbucnit scandalul cu otrăvirea cu alimente. Asta o problemă acută. Destul de gravă și ea și-a spălat pe mâini și a spus că asta nu e problema mea, asta nu, eu n-am nimic cu asta și dar iarăși noi avem tot un fapt foarte interesant că
Consilierea doamnei Fusu, Tatiana Cebotari, este rudă directă a doi angajați a firmei Sanex Comerț, care a otrăvit mai mulți copii. Întipuiți, este o legătură foarte, foarte strânsă și directă. Și clar că ea nu se ocupă cu problema, fiindcă cum se ocupe? Se bată pe mâini, pe apropiații săi. Dar mai avem și raportul Curții de Conturi, care da, avem și, de asemenea nereguli. Avem și raportul Curții de Conturi, unde e scris că au fost... O secundă, eu acușu să-l găsesc. Da. Au fost încălcări financiare în raportul Curții de Conturi pentru anul 2016 la Ministerul Educației. Încălcările financiare constituie 1,6 miliarde lei. O sumă foarte impunătoare. Asta o sumă impunătoare, deci încălcări. Asta despre ce spune? Sau asta spune că neprofesionalismul doamnei ministru? Sau spune că asta special se face, aceste încălcări sunt făcute special? Trebuie, eu din cauza asta și am spus, că până la sfârșit, eu nu spun că zile numerate au rămas, dar eu cred că viitorul nu o să fie senin. Având în vedere despre ceea ce s-a spus, despre ceea ce s-a scris, s-a vorbit, noi vedem că situația până la sfârșit o să fie bună, prielnică pentru Dumnezeu. Domnule Volnițchi, dacă e să privim sub aspect evolutiv această alianță, la început se opera cu noțiunea de beton, da? Acum timpul ne-a demonstrat că nu este tocmai așa. Am văzut că este destul de vulnerabil atât pe LDM-ul cât și pe Leo. Astăzi, spre exemplu, Roman Mihăieș, analist politic, nota pe o rețea de socializare, cu permisiunea dumneavoastră să citez, în așteptarea lui Filat, pun pariu că până la sfârșitul sesiunii parlamentare, în fracțiunea pe LDM-ul să rămână doar Maria Ciobanu. Urmează PLDM-ul să ia soarta PL-ului sau PL-ul urmează soarta PLDM-ului, așa? Eu aș zice că în acest context trebuie să ne amintim de unele informații care la un moment dat apăreau destul de frecvent în presă și aceste informații spuneau că până la finele mandatului actualului Parlament vom avea o fracțiune majoritară, adică nu vom avea o coaliție de guvernare, o fracțiune care va avea 56-60 de deputați. Unii ziceau că va fi un mega partid social-democrat cu o fracțiune mega puternică în Parlament. Eu zic că trebuie să privim lucrurile și din acest punct de vedere, dar și din punctul de vedere, nu știu în ce măsură s-a antipărit în memoria consumatorului de informații din Moldova o știre care a apărut imediat după Paști, precum că pentru schimbarea sistemului electoral ar exista deja peste 60 de deputați. Se făcea acolo referință inclusiv și la 8 deputați liberali. Ce avem în acest caz? Din cei 11, dacă știrea respectivă se va adeveri, vom avea că vor rămâne 3 liberali. Liberalii nu vor avea fracțiune parlamentară. Dacă se adeveresc presupunerile la care v-ați referit dumneavoastră mai sus, liberal-democrație, ar putea să nu aibă fracțiune parlamentară și în context țin să precizez că, conform regulamentului Parlamentului, fracțiuni parlamentare pot fi constituite de minimum 5 deputați. Și iată că avem două formațiuni care sunt direct vizate de acest lucru. Nu știu care e situația comuniștilor, dacă au rămas ei monolit, beton, folosind expresia dumneavoastră, pentru că și ei sunt la limita de 5 deputați. Și dacă se va ajunge să se constituie mega fracțiunea din 56-60 de deputați, evident că ea va fi alimentată de noi transfugi din aceste fracțiuni, formațiuni politice. Astfel că riscul ca liberalii, liberal-democrații, comuniștii să rămână fără fracțiuni este foarte și foarte mare. Am putea avea pe finalul mandatului actualului Parlament o mega fracțiune a Partidului Democrat, o fracțiune a Partidului Socialiștilor, mai mult sau mai puțin în actuala componență, pentru că văd că sunt destul de monolit sau cel puțin încă nu sunt alte mesaje de acest gen și am putea avea un grup parlamentar al domnului Leancă, care deja vedem că a ajuns să numere 10 deputați, bine, domnul Ghelețchi e liderul acolo, dar se numește al popularilor europeni din Moldova, exact cum se numește formațiunea domnului Leancă. Și dacă să vedem de asemenea dacă acest grup nu va adera și el, pentru că nu putem exclude orice. Se zice că el va fi cel care va constitui următoarea coaliție de guvernare cu democrații și nu putem exclude în acest caz și o fuziune.
Deci, ca să concluzionăm... Dar cum vi se pare această fermitate a celor care aderă, de fapt, la Partidul Democrat? Pentru că, spre exemplu, astăzi domnul Chiorescu spunea ferm, mă alătur echipii PDM, fără a da tot felul de interpretări sau a lăsa loc pentru ca noi să ghicim unde. Pentru că un posibil scenariu, cineva s-ar fi întrebat, de ce nu PSRM, de ce nu PCRM, de ce... Probabil, bine, este un specific și nu e vorba concret de domnul Chirescu, da, cât de toți deputații care preferă să adere la cei ce reprezintă puterea la un moment dat. Asta, de fapt, este un fel de specific, un fel de sport moldovenesc, un fel de sport în politica moldovenească. E ceva total nesănătos, dar oamenii caută tot timpul să fie cât mai aproape de putere, uitând o logică elementară. Și o să-mi permit să vă amintesc cu această ocazie, această logică populară, dacă îi putem spune așa, cel mai întunecos loc e sub sfeșnic. Eu nu înțeleg de ce toți se îmbulzesc în jurul acestui sfeșnic, pentru că acolo e întunericul. Dar mă rog, îi privește, fiecare ia decizia care o consideră necesară la un moment dat. Adevărul este ceea ce spune și domnul deputat Lipski, că acest parlament, pe zi ce trece, ajunge să fie tot mai departe de voința exprimată de alegători în cadrul precedentelor alegeri parlamentare. Lucruri stranii. Dacă până acum ne miram că primele trei partide în opțiunea de vot a alegătorilor în alegerile din 30 noiembrie 2014 nu sunt la guvernare, iar țara e condusă de partidele de pe locul 45, acum ajungem să atestăm că două din primele trei partide care s-au plasat în preferințele alegătorilor riscă chiar să nu aibă fracțiune parlamentară. Lucru care unui om sănătos la cap dintr-o țară cu democrație avansată nu ai cum să îl explici, nu l-ar înțelege. Domnule Lipski, PASU, PLDM și DA sunt cele care există toate premisele care să se contopească înainte de alegerile 2018 într-un singur partid și e vorba de partidul despre care astăzi se făcea referire? Sau e greu a estima aceste... Eu vreau să spun că noi putem să ne uităm puțin în istorie. Deci da, anul trecut noi am văzut că Partidul Liberal Democrat a susținut-o pe Maia Sandu. Și clar că și domnul Năstase tot a susținut-o pe Maia Sandu. Având în vedere asta, eu până cred că... Până la urmă, foarte greu s-au decis cine rămâne în campanie Da. Dar asta e o idee destul de viabilă. O să vedem deja cum o schimbă lucrurile. Eu am spus că situația poate schimbe și în exteriorul țării și ceva... Noi nu putem să estimăm la moment, fiindcă cam este, mai este timp până la alegeri. Dacă o să fie alegeri anticipate, o să fie o situație. Dacă o să fie alegeri ordinare, o să fie altă situație puțin. Dar eu văd că... Altceva vreau să spun. Vă rog, chiar da, spuneți. Că știți, creșterea abundentă a Partidului Democrat... Eu nu știu dacă asta e, nu cred că asta e spre bine țării dintr-un punct de vedere, dar din alt punct de vedere, știți, luntrea asta poate să tot să nu reziste la atâta populație care sare în trâns în momentul acesta. Eu nu știu, poate eu greșesc, pot să greșesc și eu, dar ea poate tot să se restorne, fiindcă până la sfârșit vin acolo oameni Din diferite partide, cu diferite totuși concepții cu care au intrat în Parlament. Clar că oamenii acolo vin pentru o viață mai bună, asta e clar. Dar în orice moment, dacă ceva se schimbă spre ceva se înrătățește, ei o să fugă și de acolo, atât de repede cât au venit și acolo. Domnule Volnițchi, colegii noștri din regie ne-au spus că cu câteva minute înainte de a intra în emisie a apărut știrea potrivit căreia doamna Palihovici a depus mandatul de deputat. Poate dumneavoastră ați reușit să vedeți această informație, poate nu. Cum? Eu n-am dovedit. Cum e posibil? Cum ar trebui interpretat acest lucru? E o situație stranie și când zic stranie am în vedere... Bine, lucrurile privite prin exact din două unghiuri de vedere. Cer scuze pentru această exprimare puțin cam confuză. Voi încerca să explic ce am în vedere. În primul rând, doamna Palihovici, dacă este așa, nu am văzut știrea, va deveni al treilea deputat liberal-democrat care își depune mandatul benevol într-un timp foarte restrâns. Anterior, acest lucru l-a făcut domnul Victor Roșca și puțin mai înainte domnul Kiril Lucinski. Da. Mai mult ca atât, ziceam și de celălalt, al doilea unghi de vedere, noi în premieră absolută,
Liberal Democrație ne-a oferit și un alt exemplu, care a fost o premieră totală pentru Republica Moldova în cei 25 de ani de independență. Deputați supleanți pe lista electorală a PLDM au refuzat să vină în Parlament atunci când urma să le fie validat mandatul. Și vă dau exemplu doamnei Loreta Handrabura. Da. A fost o premieră. Da, iată, uitați-vă, aceste lucruri sunt foarte strane. Eu pot să vă zic cum sunt ele privite în mediul analiștilor politici, cum sunt, mai bine zis că nu putem vorbi în numele tuturor, de către unii analiști politici. Oamenii zic că anumiți deputați și viitori deputați, deputați supleanți, aleg să se distanțeze de acest parlament care devine tot mai mult o parodie a democrației. Se zice că unii deputați și deputați supleanți aleg să țină la imaginea lor, la bunul lor nume, înțelegând că urmează să se întâmple lucruri care i-ar putea cumva afecta, le-ar putea afecta cumva imaginea. Însă este o opinie care o împărtășesc doar unii analiști politici și unii ziariști. Nu știm cât adevăr este în ea. Probabil, cu timpul, acești deputați și acești deputați supleanți vor vorbi. Probabil după expirarea mandatului actualul legislativ. Și dacă e așa, vom afla anume atunci. Domnule Lipski, eu vreau să vă întreb, făcând referire și la această moțiune de cenzură, dar și la alte proiecte de lege pe care le înaintează reprezentanții Partidului Socialiștilor, nu sunt susținute. E o chestie de principiu pentru celelalte partide care se regăsesc în Parlament? E greu de spus. Unele legi sau proiecte de legi care erau propuse de colegii noștri, până la sfârșit au venit în Parlament, dar deja sunt instituția guvernului, puțin modificate. Noi suntem bucuroși că așa se întâmplă. Până la sfârșit, ideile care au fost, este vorba cu lupta cu narcomania, deci... Și mai multe. Da, mai mult, încă alte legi. Noi nu vedem în asta nimic strașnic, dar, până la sfârșit, noi sunt multe legi care sunt necesare pentru oameni. Eu vreau să spun că sunt legi care trebuie să ajute chiar și economie și să aducă banii la buget. Și e foarte straniu. Foarte straniu. Eu pot să vă dau exemplu și ce ține de un proiect care am propus și eu. Da. Este vorba de niște taxe rutiere pentru transportatori externi din alte țări, străini. Și asta banii care trebuie să vină la buget. Și când s-a dat răspuns de la guvern, acolo ultima frază era că asta necesită cheltuieli din bugetul Republicii Moldova. Asta ceva frază, eu n-am înțeles deloc despre ce totuși este vorba. Clar că banii trebuie să vină la buget, ei spun că banii trebuie să fie cheltuiți din bugetul Republicii Moldova. Dar nu se susțin. Și știți, este o situație chiar iarăși stranie, când se face ziua opoziției. Și se face ziua opoziției ca să fie respinse toate proiectele opoziției care sunt preconizate pentru această zi. Aproape toate proiecte. Aproape 100% de proiecte care se resping. Eu nu cred că e bine pentru țară. Eu cred că asta e rău pentru țară, în primul rând. Opoziția trebuie să ia vine și ia vede momente, lacunele care nu le vede guvernarea și vrea să le astupe. Și chiar în unele momente ajută guvernarea, dar nu pentru guvernare, dar pentru oameni se face asta și nu e susținută. Da, asta este și destul de obișnuitor când tu înțelegi că asta trebuie să aducă folos țării și nu se susține. Și nu se susține din punct de vedere doar politic, doar din punct de vedere a coaliției cei care a fost guvernarea majoritară, acum dacă o să fie o fracțiune mai mare, dar poziția în principiu asta e în primul rând e a Partidului Democrat. Asta domnule Volnițchi, raportat la un nou partid și ziceam PAS, PLDM, da, e real? Urmează să asistăm la această coagulare, contopire, nici nu știu cum să o numesc?
Eu cred că da, e real și când spun acest lucru aș vrea să vă amintesc despre de vizita pe care liderii celor trei partide au întreprins-o da. Această săptămână la Berlin, în Germania, de întrevederile pe care le-au avut ei acolo și noi putem judeca despre ce s-a discutat din comunicatele de presă pe care cele trei partide le-au făcut publice. Noi știm că PLD-MEU-ul este parte a partidului cel mai influent la nivelul Uniunii Europene, Partidul Popular European. Noi mai știm că PAS-ul și PDA-ul tind să devină parte acestei familii. Noi mai știm că aceste trei partide sunt, dacă putem folosi acest termen, curate de către cunoscuta fundație germană Konrad Adenauer, care încearcă să le aducă împreună. Și noi mai știm care a fost rolul europenilor atunci când s-a decis că aceste trei partide vor susține o singură candidatură la prezidențiale, doamna Sandu. Dacă e să sumăm toate cele spuse de mine, vedem că șansele ca, inclusiv sub presiunea partenerilor externi pe care au aceste trei partide, șansele ca ele să se unească sunt reale. Dar există câteva examene, trei examene care cred eu că urmează să le treacă aceste trei partide în perioada următoare până în anul viitor și în funcție de cum vor reuși să treacă aceste trei examene, va fi clar dacă ele vor fuziona sau vor continua fiecare pe cont propriu să se manifeste în politică. Pe scurt, primul examen, posibilă alegere anticipată a primarului Capitale. Domnul Lipski, colegii dumnealui, au obținut ieri la Curtea de Apel înregistrarea grupului de inițiativă privind referendumul de demitere a lui Dorin Chertoacă. Dacă acest referendum va avea loc și rezultatul va fi, oamenii se vor pronunța pentru demiterea lui Dorin Chertoacă, vom avea alegeri anticipate. În acest caz să vedem cum vor proceda cele trei partide. Dacă merg de nou pe formula înaintării unui candidat, fac încă un pas spre fuziune, spre consolidare. Examenul 2 va fi referendumul anunțat de domnul președinte Dodon pentru toamna anului curent cu 4 întrebări. Iarăși urmează să vedem dacă aceste trei partide vor reuși să facă un front comun, pentru că judecând din cele ce declarau reprezentanții lor pentru anumite mijloace de informare, MAS ar intenționa și aici să facă un front comun. Și examenul 3, e vorba de acel consens politic național, unde ele se regăsesc toate trei împreună cu alte trei partide, cu Partidul Comuniștilor, cu Partidul domnului Usată și cu Partidul domnului Petrenco. Iarăși e un test, pentru că au semnat un document, dar nu spun ce vor face în continuare. Sunt formule de coabitare politică și aceste formule undeva ne duc la gândul că adaugă un plus de experiență și că aceste partide învață să conviețuiască politic în comun. Și dacă această conviețuire va continua, posibil să avem și fuziunea despre care ați întrebat. Dar unde plasăm acest partid? Pe centru-dreapta? Dreapta? Numai decât va fi pe centru-dreapta, pentru că centrul politic începe tot mai mult să se consolideze în jurul Partidului Democrat. Partidul Democrat, chiar dacă continuă să se declare pro-european, tot mai mult deviază de pe centru-dreapta spre centru și chiar face un ușor pas spre stânga. Pe stânga vom avea în continuare socialiștii pe centru, stânga. Ăștia, democrații și cu mega partidul pe care îl constituie, se vor poziționa pe centru. Pe centru-dreapta vine posibilă fuziune, posibil partid de rezultat din fuziune, rămâne să vedem cine va fi segmentul unionist îl va acoperi. Domnule Lipski, avem un minut în cadrul acestei emisiuni. Astăzi, de asemenea, colegii noștri din media se tot întrebau, după aceste mișcări, atât în cadrul Parlamentului, cât și lipsa celor patru miniștri, spuneam, asta ar însemna că există șanse să ne așteptăm, nu știu, în toamna acestui an la un nou guvern? Eu nu pot să răspund la această întrebare, dar eu vreau să spun că, având în vedere restructurarea care vor să o facă, totuși, eu cred că ceva pași în direcția asta cred că o să fie făcute, fiindcă eu nu înțeleg până ce, cum restructurarea poate să fie făcută. Dacă o să fie fuzionate mai multe ministere, eu cred că asta totuși necesită aprobare prin Parlament până la sfârșit. Eu nu cred că asta poate să facă guvernul de sine stătător. Deci dacă asta așa o să fie, deci trebuie să fie o nouă componență a guvernului, trebuie să fie schimbat. Dacă nu o să fie făcut, cum s-a făcut astăzi? Când întreprinderea de stat registru a
deci a întrunit sub egida sa, deci conform hotărârii guvernului, mai multe agenții și până la sfârșit a devenit ea, deci principală aici. Și nu s-a cerut ca Parlamentul să fie... Deci Parlamentul a fost înștiințat și s-a cerut Parlamentului doar să adopte schimbările denumirii. Atâta. Domnule Lipski, domnule Volnițchi, eu vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, vă mulțumim pentru atenția de care ați dat dovadă. O seară bună alături de Accent TV. Pe curând!